Tânărul de 21 de ani care conducea mașina a pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens. Autoturismul a ajuns în șanț și s-a oprit într-un podeț. Și poliția orașului Jomcu-Damare a fost sesizată despre faptul că la kilometru 123 plus 400 metri, în localitatea Bucium, a avut loc un accident de circulație. Șoferul unei auto-utilitare care circula pe direcția de Baia Mare, în vârstă de 21 de ani, intră pe celălalt sens de circulație, după care în șanțul din stânga direcție de mers, unde se răstoarnă și se oprește în podețul unui imobil. Conducătorul auto rămâne încarcerat, în stare de inconștiență, fiindu-i acordat primul ajutor de către echipajul de ambulanță sosit la fața locului, ulterior preluat de către un echipaj smurt și transportat la Spitalul Județean Baia Mare. I s-au recoltat probe biologice de sânge. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și cauzelor care au dus la producerea evenimentului.